Bine v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Șeful Parlamentului, Andrian Candu, speră că se va întâlni marțea viitoare cu șefii fracțiunilor parlamentare pentru consultări. Declarația a fost făcută aseară la emisiunea Fabrica. Demnitarul a mai spus că va propune pentru discuții subiecte ce țin de situația actuală din țară. Judecătorii bănuiți de spălare de bani sau de îmbogățire ilicită vor putea fi cercetați penal fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Un proiect în acest sens, elaborat de Ministerul Justiției, a fost votat de deputați în primă lectură. În prezent, urmărirea penală împotriva unui magistrat poate fi inițiată fără acordul CSM doar în cazul infracțiunilor de corupere pasivă sau trafic de influență. Leul se depreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru astăzi un curs de 21 de lei și 39 de bani pentru un euro, cu 15 bani mai mult decât ieri. Dolarul s-a apreciat cu 5 bani până la nivelul de 19 lei și 97 de bani. Cursul leului românesc a crescut cu 4 bani și a ajuns la 4 lei și 81 de bani. Hrivna ucraineană și rubla rusească își mențin cursul de 83 și respectiv 30 de bani. Atacurile sângeroase de la Paris sunt un act de război și nu vom capitula în fața teroriștilor. A fost declarația președintelui francez François Hollande după tragedia care a îngrozit o lume întreagă. Ororile din centrul și nordul capitalei franceze s-au soldat cu sute de morți și răniți. Bilanțul de până acum al tragediei din capitala Franței este de 129 de morți și 352 de răniți. Un cunoscut magazin de bijuterii din Japonia a uimit din nou. Acesta a creat un pom de Crăciun din platină încrustat cu diamante. Obiectul de lux a fost pus în vânzare la prețul de 800.000 de dolari. Opera a fost făcută manual, iar autorii s-au inspirat din povestea cenușăresei prezentată de studiourile Disney. Astăzi cerul va fi variabil și sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla din sud-vest moderat, izolat cu intensificări. În următoarele zile vremea se mai răcește. Meteorologii prognozează pentru sâmbătă și duminică maxime de 17 grade Celsius. Luni temperaturile aerului vor scădea până la 9 grade, iar marți și miercuri vor fi maxime de 8 grade Celsius. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md. Să aveți un weekend plăcut!